Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare, prietenii mei de pe YouTube, ceva ce-ți-o standi și mi-am regăsit. Zic de pe YouTube, zic de pe YouTube pentru că avem și Facebook și postăm episoade pe Facebook. Aveți un link în descriere. Da, să mă puteți acolo, belgea, like, mulțumesc. La lectură de la La Z, aveți în... Și ca să vă dați seama care sunt paginile, stai așa, amici. Amice, nu e greu să le găsești. Lectură de la La Z. Bercea. Nu, ascultă, mă scrie partener acolo. Da, Mice, da, cum da, zici da, tu? La mine e link în descriere, nu trebuie să caute nimic. De la descrierea așa, noastră. Da. Și ne jucăm Forza Horizon, dar facem o roata norocului, Horizon, după cum ați văzut și în titlu. Pula, și o să luăm mașinile părinților noștri, pe care le au sau pe care le-au avut în trecut ca să fie mai multe. Că ai lui Bercea sunt săraci și au avut o singură mașină. Când avea Nelu Trabant. Ai lui Andra, iar la fel au mai avut o mașină, cred că înainte, dar vorbim de ăștia, mai noi nu vorbim de Daci, că nu sunt Daci oricum pe aici. Ai lui Beti, iar la fel. Noroc că eu cu familia Obret duc steagul sus, că altceva n-aveam cum să facem challenge-ul ăsta. Bă, să mor când a dat Nelu 8000 pe un Logan, voi nu știați ce stăia euro, dracu de aici. Când a dat Nelu 8000 pe un Logan, în rate sau cum? Hai, lasă-ne în pace, amice. Cheș, bă, Nelu vezi că n-a făcut rate în viața lui. Doar cheș umblă. N-am văzut, ce bine duce. Așa, care vrea să dea primul? Avem așa, un Audi A6 break, mașina lui tata din prezent, Loganul lui Nelu, n-avem Logan, dacă găsim noi ce. Opel Corsa din 2016, mașina lui mama, Renault Megane, mașina lui tata lui Betty, Opel Vectra ce a avut tata la un moment dat, Renault Laguna am avut și eu și tata gen mai de mult. Freelander a avut tata și Ford Focus din 2009 iarăși la fel a avut. Dă să dau și eu cu roata, te rog frumos. Care de? Da, până dai tu cu roata, vreau să zic și eu ceva. Ce mai primul? Restul de bani după ce s-a luat Loganul de 20 de ani, i-a păstrat pentru educația lui amicul. Se vede, da. Hai, amice, dai tu primul, vezi că-ți dădui. Că ai investit în voi. Las că-ți dădui la roată, vezi că-ți dădui la roată. Nici măcar n-am pierdut banii, bă. Amice, nici caiete n-aveați. Renault, nu, da, amice, what the fuck, unul, da, Opel Vectra ce, amice, o fi prin joc. Cum să faci așa ceva? Nu știi ce mașină este joc? Nu e. Păi le puseai pe... Caută-și tu un Opel Vectra, aia vezi ce găsești pe acolo. Opel. Bă, lasă-mă, dar ce sunt eu? E, te ești, să nu spunești. Să-l bagi cu vezi că nu e pentru tine. Să-l bagi cu Opel Corsa din 2016. Opel Corsa? Da, lui mama. Da, păi că ăsta l-avem. L-avem sigur pe ăla, că am făcut eu cu el. Vauxhall, de fapt. Vauxhall, păi știu. Așa și eu... Eu prin să-i Freelander-ul. E bine. Dacă o fi Freelander-ul... Știți că nu e Opel pe aici, nu? Vauxhall, amice, caută Vauxhall și lasă-mă cu prostiile. Amice, tu nu știai că e Vauxhall? Bă, e un singur... Fiți atenți, bă, proștilor. E un singur Opel aici, Opel. Da. Accident? Da, e din 84, e Opel ăsta. Amice, ai Vauxhall, un Monaro VXR din 2005. Păi și să luăm amândoi aceeași mașină? Eu iau Corsa! El ia Corsa, exact. Ia-o pe asta, da. Monaro VXR asta, așa? Păi să știi că asta a fost făcută ceva de genul după Vectra. Mă rog, cred. Și eu ce am văzut e Freelander, la Range Rover. La Range? Amice, bă, să-mi pun amice cu burta pe ochii tăi. A, bă, că de FGHIJKLMNOPQR. Amice, uita și cam ce ți-am făcut. Unde e râu, bă? Amice, vezi că ești urât și nu-mi place, că mi-a mai zis lumea. Bă, amice, Range Rover-ul nu e la Range Rover, amice. E Land Rover, Range Rover. Păi stai puțin, tu... Păi da, marca, amice, marca! Am avut din ăla, vai de... Marca este Land Rover. Păi tu zici Range, tași din gură. Nu zici Range Rover, amice. Păi nu ăla e Range Rover. Așa zici, da. Range Rover. Range Rover, amice. Amice, urât în jur, la gol, amice. Mă enervez așa. Bă, beleaua e că Land Rover-ul e ăla din 2007 și nu e. Pai de mine. Ia-s din 2003. Da, vezi că e unul 90 ceva. E unul din 97, dar nu e ăsta. Vrea, spune. Păi nici din 2003, nu există din 2003, ce ai? Da, da, o fac 12-12. Da. Păi și cu ce mașină, cu ce cursă fac mașina? Poți să-mi iau, mă, Defender-ul, că seamănă. Ia-l. E din 2020. E Defender-ul, e cam Freelander-ul. Dacă avea Dorin Defender... Păi ce, de unde să aibă Dorin Defender din 2020? Ești nebun la cap. Dacă avea Defender se ducea la curat de lemne. Să nu mai murim de frig în casă. Au și tu. Amici, așa. Dai cățile pe față. Vorbe, Doamne, mare ție grădina ta, Doamne, să mă ticoasă, Ricardo. Amice, cam panorame, nu? Amice,
când ai așa un frate handicapat în casă. Amice, mai panorame decât îți trimit eu o poză dacă vrei. E de ale, amice, cu femeii dezbrăcate? Nu, cu frate de-al nostru. A, nu, nu, nu. Dezbrăcat? Aoleu, n-ai vrea. Potolește-te, te rog frumos. Potolește-te, amice. Vă că voi aveți mașini bune, bine, amicul are mașină bună, sălbaticul nu cred că are. Am cel puțin mașină mai bună. Să vedem dacă ia și curbe, dacă se pilotează cum trebuie. Da, care? Hai că am 800. Păi știți regula, îi puneți eleroane, nu îi puneți eleroane, salut. Băieți, am 825 cu Rafa Colabeu. Păi stai bine, frate, eu nu știu cât am. Unde stau bine, mă? Rally, de ce nu pune... Uite, o muscă, bă, ale n-ai babuște, de unde apar, mă? All the weather outside is frightful. And the ce fire it's... Bă, să-mi bat pe tine. Amice, dar vorbește-te frumos, frumos. Bă, nu mai jur, vorbește frumos timp. Bă, voi știi ce handling am pe Range Rover-ul ăsta? Ce mă zic? 2.6. Stai, ce? 2.6, bă. Vai de... Amice, are handling de 2.6. Cum se mă handling? Hai băieți, că eu sunt cam gata, băi. Vai de mine. Amice, îi fac geamurile lui mama fumurii, ca să-i zic, mamele cu mugurii. Păi, amice, că așa i-au plăcut toată viața, mașini scumpe. Aoleu, nu pot să-i pun lip în fața asta, mă rog. Și-a avut și mereu cam parte. Mă... Amice, ia să plânge asta, bă. Voi știți ce mașină am eu? Are 824 scorșică. Păi, de frate, are 4.3 handling. Cât? 4.3. Aia, și ce bă, noi avem mai mult zi tu, amice. Eu am 4.1. Nu-i așa, amice? Da, amice. Bă, noroc că nu prea fuge ca să fie nevoie de handling, da. Amice, și vrei să termin cursa, a? Păi stai liniște că facem... Așa, what the fuck, ce e cu bugul ăsta? Ce facem? Integrat. Facem ăla... Golaie, ăla, maratonul, cred că altceva n-avem ce e nebun. America! Băi, uite așa și voi, bugă-mi puțin, mâncava și... Stă mașina în aer undeva pe hard aici, în Forza. Hai, amice, fă-i cursa, da. Că n-are rost să mai dăm. Nu, amice, nu mai facem și noi o de aia. Păi nu face liniuță, că eu sunt pe la mama naiba la un festival MOV. Păi oricum mereu ești la mama naiba, tu. Că te trimit eu mereu acolo. Bă, să vedem, că poate Range Rover-ul ăsta o să... Poate nu mi-au dă NF cu el! O să mă fac? Poate nu mi-au dă NF cu el. Amice, te bate de sar... Ce ai, bă? Se, poate nu mi-au dă NF cu el, asta amice, e... Amice, eu conduc cu ambele picioare sus. Versus ăsta. Adică cum? Deci cum accelezi? Adică așa, nici nu accelerezi, eu te... A, să-mi face și mie trei perspective, vă rog. Ia, hai! Hai că e nesus, bă, dă-te... Eu vreau Forza din trei perspective. Trei perspective, băi, trei perspective. Bă, și acum vede că iar stau pe telefon, băgame. Amice, păi nu mai stai pe telefon în cursa mea. Te rog să cam mă calmez, amice, că mă luă nasol. Îl juri, amice, îl juri, amice. Hai de mine, zic cu delea. Cine mai stă, bă, să filmeze cu tine seria de la Harley, să știu? A, bine, mă, să nu filmez. Fut, mamă, ce mă enervai. Păi eu vreau să fac serie eu pentru canalul meu, știi tu care. Și tu ce-mi faci? Păi și nu faci, mă. Fac serie pentru Facebook. Bă, dar cui merește, mă, la cea mai bună mașină în fiecare dată? Voi mă duc să iau pe asta, când vă zisei să iau pe aia din 74, nu știu ce să faci. Motorul. Da, nu schimbă motorul, bă, da. Înjură-l pe ăla, na. Ce să-i faci sărbaticurile lui ăsta, uite niște. Hai, salut, amice, vrei să termini cursa, a? Taci de te dreacu, DNF scrie pe da pe tine. De la Grosolan chiar. Numai pe mine. Băi! Mamă, ce mașină trecut prin ea și mi-o aruncă în față de mă făcut căcat. Nu trebuie că lovi una. Păi nu, printr-una trecuș. Gen trecuș prin ea, da gen... Hai, opă la accident! Opă la accident, hai da. Ce să-i faci bă ăsta sălbaticule? Păi nu știu, bă, mă surprinzător, deși filandrul ăsta de rahat are 4-2 la handling. Merge, adică... Dar nu mi-a curbele, bă, asta să... Lasă-mă, că e asta lui eu cu 4-2 handling. Bă, știi care e avantajul el? Când dăm mașini, nu prea se închisește. Bă, ce mi-a aruncat la mașină. Bă, tu n-ai auzit de cuvântul ăsta, se închisește, mă? Ba da, țărane. Băieții, mie mai mult de 220 nu mi-a. Pe bune? Da. Eu pe la accident, amice. Nu poate, atâta poate. Bă, păi stai un pic, că eu făcusem mașină pe aia, dar-i simbase motorul, mă, mâncați așa. Aaa, zici? Da, și pe Forza 4.
Cui tremură, mă, volanul halul ăsta? Nu te mai băieta, amice, că aveți mașini de boieri. Azi stau un pic săraci de ei. Cine stă, mă, frig? Iar nu te-a dat drumul de la centrală? E full pe ce, bă, mai este după el. De ce crezi că fuge ăsta de acasă? Cât e termostatul la mine, ha ha ha. Mililicu. Dar nu prea e, aia e. Bă, e aici, alângă, ce? Bă, dați-vă de mașini. Bă, tu ce pe aici? Sălbaticule de mașini. Că la ăla nu e niciuna. Păi nici nu ești prost acum. Bă, uite, iau și tu, ăla n-are nicio mașină, sălbaticule. Păi n-are mașini pe stradă. Păi ce înseamnă că nu are mașini pe stradă? Că le are, dă în ele, dar nu le vede și le aruncă noi. Eu ce zic, că erau patru pe drum. Ce, bă, că le-au avut și mai multe. M-am făcut praf. Minte, minte. Mă, da, mă. Bă, uite cum merge și de burul se opri o secundă. Păi că dădui în clădire și mă vom reveni. Păi și cum adică te făcuși praf? Ce? Mă, făcui praf. Mă, dădui frontal, mă muream aici, în realitate. Păi lasă că realitate. Lasă-ne, mă, cu realitatea. Te dai tu ori tu popii. Eu te al dracu, ce burnout face? Cine, mă? No, bă. Zici tu legumă, dar mai prostă. Ce făcuși, ami? Acum te făcuși praf, amice? Acum că e proastă, nu ia curbele. Deci acum să-l bate cu rezolvă cu praf, că rămase pe loc. Da, acum nu mai zise. Acum nu mai zise, da. Mai nu, că, că stăteam să aud dacă luai checkpoint-ul ăla. No, a mea e infernală, bă. Infernal. N-are nici accelerație, n-are nici top speed, n-are nici handling. Partea bună la asta e că dacă dau o mașină nu prea face mare lucru, adică tot merge, dar nu știu cum amicul nu dă mașini deloc. Păi eu șofer nu apar. Nu că nu i apar, păi, dar nu știu, ai văzut că mereu ăla nu i apar. No, eu îmi iau DNF. Mereu, mereu. Bă, mai tași dracu cu mereu, că la tine, bă, tu mai folosi cuvântul ăsta că îl folosești prost. Ce mereu. Adică capatule. Mereu, mereu, mereu. Nervan cu rău. Păi când îl aud, mereu, mereu, mereu. Unde e dracu până la mereu? Ba unuia i-a apărut, ba unuia. E diferită treaba. Diferită treaba, am știi tu. Da. Nu știu, bă, eu ce știu e că mașina mea e cea mai proastă, să mă piși pe ea. Că mă duc acum să vă dau din infestătorul. Voi cât prindeți cam pe la oră? Bă, nu știu să-l bate, că luai și 220 odată. Doar? Păi, 220, da, așa, că nu vreau. Ia o repejor, adică ia și mai mult. E greu, rău. Bă, a mea ia vreo 300. Nu, 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 nu. Dacă n-ar fi fost porțiunea asta să ia ăla 300 și ceva la oră, nu cred că nu luam DNF. Nu cred că nu luam DNF. Nu te-am făcut, dar nu-mi luam DNF, dar așa cred că îmi luam DNF. Nu-mi mai pun cauciucuri maxime late pe spate, că văd că degeaba îi le pui doar pe spate. Că tu nu ia curbele. De ce ai luat, bă, tată, mașina așa viteză umană? De ce, tată, n-ai avut bani? Iarăși pe mă lovi și m-a făcut praf. Este. Nu ia curbele, mă. Eu nu știu ce să miră ăla că nu ia curbele, parcă ale noastre zâmba picioarele, sunt cele mai bune mașini. Da, bă, bă, dar pentru tipul ei de mașină, dă-o în carici de aici. Vine autostrada, ha, soarele. Ia, ia, uite, bă, și vine și autostrada acum, bă, dă-o, bă, încolo de treabă, băi, sălbaticule. Cine făcu, bă, cine făcu, bă, challenge-ul ăsta? Am cumpărat să mergem la mare. Hai, dă-o încolo, l-ai mai și învățat să meargă pe banda aia. Ba, da chiar, bă, 4 nopți, am luat cazare. Că nu s-a gândit niciunul din dobii toci. Păi nu, chiar nu mă gândesc. Mergem să dau una. Ah, iau și tu 320. Da. Păi ce căcavă mâncați așa? Pentru voi, pentru noi. Ce arăte și tu, eu iau... No, mi-au DNF sigur. Iau 230, păi cred că mi-au și eu ce să ții, tu ești nebun? 330 ar mă arunca, săraca, dar mai poate cutia. Au și tu 330. Eu iau 258. Hai că ești boier, că ia mai mult ca șaptele tău. Da, mă, da. Eu nu știu ce zice, ia mai mult ca șaptele tău, parcă optul lui ar fi mai breaz. Adică... Este. Da, este. E mai vitezoman al meu. Nu știu ce să zic. Hai să facem molinul, să vrei? Da, oricând. Da, pe mașini. Da, pe canalul meu. Da, pe mașini. Da, pe mașini. Nu, frate, pe bani. Păi nu, pe mașini. Păi ce dracu să fac, mă, cu fărașul ăla, să iau, să bag bani în el? Bine, mă, bine, hai, hai că facem, hai, facem pe bani, nu mai facem pe mașini. Dar facem pe 20.000 de euro. A?
Păi de unde mă tu 20.000 că te scuturi și n-ai banii ăștia? Și că de unde am eu 20.000 când auzi de 20.000 se blocă creierul? Bă, pijamaș pe tine, demn sărac! Bă, te îngrop în bani, pijamaș pe tine! Te îngrop în bani! Urât vorbești, bă, că am avut dreptate că am youtuberul ăla. A, nu, că l-a zis că am de mine că înjur. Care ai zis, mă, de mine că înjur? Care a zis, mă, de mine că înjur? Eee, zic, știu eu, dar nu zic. Vreau să știu eu. Ia zi, amice, cine? Că știu că a zis cineva că înjur, dar mă, știu. Cine a zis? Nu o zic. Zi, mă, cine a zis că înjur ăsta? Da, deci, amice, îl ții pentru clipul tău? Da, amice, îți dai seama. Cine a zis, mă, că înjură? Zi, amice, zic că nu. Că nu știu eu asta. Grigore, cine a zis? Bă, n-a zis, mă, că înjur, bă. A zis că ești agresiv. Aaa, X-Lader, da, mă, da. Aaa, pijamaș pe tine. Băi, mai agresiv de acum, ca mine, bă. Bă, nu știu unde te-am văzut la pe tine agresiv, că eu stă la agresiv. Aie, că și mă, mine, multe m-am văzut. Probabil că tu ai față mai de agresiv, gen, da. Aia, da, dar nu stă agresiv. Că voiam să zic pe un clip așa, oarecare. A, X-Lader a zis de mergea că e agresiv și așa să pun tine. Păi și nu pui amicite, că eu îți permit. A, da, amice? Păi să vă arăt că tu ești mai aproape de mine decât sunt eu de ăla. A, da, păi sunt bun. Nu că ești bun, dar noi avem mașinile similare. Adică ce vrei să zici că nu ești bun? Adică că noi avem mașină similară, la aproape termină, uite-te la ele, ești nebun la cap. Da, și tot scorul ăsta este mai mică, păi la diferență între ce a avut amicul față de mine atunci. Păi da, bă, dar eu îți dădui 3 DNF-uri, tu nu-mi dai 3. Da. Vici? Eu m-aș gândi mai bine. Eu o să fiu undeva la un 90%. Să vă uită că nu ia curbele mașina aia, unde nu-i loc, nu ia mă deloc. Simt că... Aș vrea cu amice. Te-a făcut și parafiera amice? Nu, dar nu le ia, ce vrei să te minte, să zic că le ia, nu le ia. Of, nu mă minți, amice! Nu-i mai zice din YouTuber ce-a. Agresiv și cringe ce ești, nu te dracu care dreptate băiatul ăla. Și slab, e slab, e slab. Și gras în același timp, cum le ia cu poate? Nu. E slab în sensul că nu face calitate, frate. Păi da, și e gras. Are dreptate YouTuberul ăla, te zice. Mamă, fac cursă camel și impala. Avem rezervare. Da. Să mergem la mare peste 700 de nori. Am luat cazare și dau un pom. Ce surpriză mare. Titit. Dă-te-mă la o parte. Ce claxonezi pe ăștia, amice? De ce claxonezi, amice? Claxonezi, amice? S-a sedat din fața mea. Te bune. A terminat ăla, ești nebun. No, nu, că mi-au șuc, cred că TNF. A, cred că! Ar fi de bun, simt să-ți iei, du-te drept. Aproape nu-mi luam DNF. Dacă ar fi un pic mai vitezomană mașina asta, nu mai știu. Amice, dacă stăm să o calculăm, legumă 3 DNF-uri într-o zi. Păi dacă rahat am mașini! Amice, pe alea 2 îți luași 3 țar familia ta. Aici a fost aproape, trebuia să-mi dai DNF rău, mai dacă mai aveam 5 secunde câștigam, ești nebun. Terminam. Unde câștigai? Terminam. Bă, mie mai trebuia vreo 5. Ce să faci, bă, cu mașina asta? Păi dacă eu am tot 260 și el are 330, ești de bun la cap. Stai puțin, cine-mi dă dumie în mașina asta? Ia uite, iar 100 scor diferență. Da, cine-mi dă dumie? Da. Păi dacă alta nu era. Rămân mult mai aproape decât tine. Pe cursa trecută. Pe cursa merge. Hai, pa! Asta e, sunt... Caută și nu mi-am luat eu niciodată DNF-uri, îmi luai azi cât pentru niciodată. Nu, azi am zis că toată viața. Păi căcădă pe acolo, îmi dă la mașină de mi-a... Îmi ia 270 top speed. După aia îmi dau mașină de doar spate. Păi ce pui mei să te joci? Care unul nu se pune? La practic nu-și luă, că... Măcar de-ar fi ca lumea făcute, dar nu sunt, aia e. Nu uita să apăsați butonul de like, să mă urmăriți pe Facebook și ne vedem data viitoare. Pa!